Bună, prieteni! Sunt Claudiu de pe canalul de YouTube Veghetor, de pe pagina de Facebook Veghetor. Sunt sigur că ați auzit de foarte multe ori versetele acestea, de exemplu, în Ioan 14 cu 15 spune așa: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Sau în 1 Ioan 5, 3 cu 4, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Poruncile lui Iisus. Care sunt poruncile lui Iisus? Pe măsură ce o să studiem poruncile lui Iisus, vom vedea foarte clar că poruncile lui Iisus nu sunt la fel cu cele 10 porunci. Vedem că în Romani 8, 11 spune că Iisus a plătit totul. Acum nu mai este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Cea mai mare poruncă dintre toate poruncile lui Iisus, în Matei 22, 36 cu 40, spune așa: Iisus a fost întrebat: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi poruncă. Iar a doua, asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Deci dacă le împlinim pe cele două, împlinim toate poruncele lui Hristos. Și regula de aur: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi lor. Că în acestea sunt cuprinse legea și prorocii. Am citit din Matei 7 cu 12. Deci tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel lor. Dacă tu ai fi sărac și ai vrea ca oamenii să te ajute, ajută-și tu pe cei săraci. Dacă tu ai fi bolnav și ai vrea ca oamenii să se roage pentru tine, ca frații tăi se roage pentru tine, roagă-te și tu pentru cei bolnavi. Dacă ai fi în nevoi și ai vrea ca să fie ajutat, ajută și tu pe cei care sunt în nevoie. Dacă ai fi orfan și ai vrea să fii înfiat sau știu eu, dacă sau ai vrea să fii ajutat, asta vrea Iisus. Dacă ai vrea să ai vecini buni, fii la rândul tău un vecin bun pentru vecinii tăi, chiar dacă ei nu sunt vecini buni. Iisus ne cere ce am vrea oamenii să ne facă nouă, să le facem și noi lor. Poruncile lui Iisus, ce am să vă enumerez mai departe, sunt poruncile Iisus extrase din cele patru evanghelii. Și am să, nu o să le găsim undeva în Biblie, să zic, poruncile lui Iisus. Nu o să le găsim în Noul Testament enumerate într-un singur loc, ci au fost extrase din cele patru evanghelii. De fiecare dată Iisus când a dat câte o poruncă. Prima poruncă ar fi asta: când vă rugați în picioare, iertați. În Marcu 11, 25 cu 26 spune așa: și când stați în picioare, de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Pentru că și Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte de greșelile. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu va ierta greșelile voastre. Deci dacă nu poți ierta pe cineva, nu te aștepta să fii iertat de Iisus. Scurt, dacă vrei să fii iertat, iartă și iubește. A doua poruncă: trebuie să te naști din nou. În Ioan 3 cu 7 spune: nu te mira că ți-am zis, trebuie să te naști din nou. Vrei să fii mântuit? Trebuie să fii născut din nou. Trebuie să împlinești această poruncă. 3. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Condiția ca Domnul să rămână în noi, noi trebuie să rămânem în El. Ioan 15 cu 4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. 4. Lasă lumina ta să strălucească înaintea oamenilor. Fii lumină în lume. Matei 5, 14 cu 16. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate rămâne ascunsă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Faptele voastre bune. 5. Soluționează repede problemele cu adversarul tău. Matei 5 cu 25.
caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum. Ca nu cumva părâșul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Porunca 6. Scapă de orice te face să păcătuiești. Matei 5, 29-30 spune: dacă, deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l la tine, căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Să ne debarasăm de tot ce ne face să păcătuim, de tot ce creează dependență, să ne debarasăm, să ne scăpăm de aceste lucruri. Dacă televizorul creează dependență, scapă-te de el. Dacă telefonul creează dependență, ia-ți un telefon care nu creează dependență. Tot ce creează dependență, trebuie să ne scăpăm de lucrurile acelea. Nu jurați nici de cum, porunca 7. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de Domnul Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este aștenutul picioarelor, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Am citit din Matei 5, 34-37. 8. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Matei 5, 38-39. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte? Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă fac rău, ci oricărui te lovește peste obrazul drept, întoarce-și celălalt obraz. Greu, dar trebuie să împlinim poruncele lui Iisus, dacă vrem să avem parte cu El. 9. Să dai mai mult decât ți se cere. Matei 5, 40-42. Oricărui vrea să judece cu tine, să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă ți silește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Celui ce îți cere dă-i și nu-i întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Acum, nu înseamnă că dacă vine cineva să se împrumute la tine și știi că are gânduri păcătoase să nu-ți mai împrumute înapoi, gata să se și sară repede cu banii să împrumuți. Nu asta vrea să spună această poruncă. Ci eu cred că această poruncă vrea să spună cel care este în nevoie și are nevoie de tine, să nu-l refuzi. O iar de la cineva, Doamne ferește, casa și vine la tine și spune, te rog, dăm 1000 de euro să-mi rezolv problema cu acoperișul, că vine Ana și mă plouă sau știu, o ninge. Să nu întorci spatele, ci să-l ajuți. Dacă îți ceri un cumpărmut, dă-i. Și dacă nu o să ți mai dea, binecuvântat să fie Domnul. Că dacă ai dat, înseamnă că ai avut de unde să-i dai, dar l-ai ajutat, vei primi lăsprat în cer. 10. Să-ți iubești vrăjmașii. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău? Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmași, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru, care este în ceruri, căci El face să răsară soarele și peste ceruri și peste cei buni, și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Am citit în Matei 5, 43-45. 11. Dacă să-L mulțumești pe Dumnezeu, nu ca să fii văzut. Matei 6:1. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzut de ei. Altminteori, nu veți avea răsplate la Tatăl vostru care este în ceruri. 12. Roagă-te în odăița ta, nu ca să fii văzut de oameni. Matei 6:5-7. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii că le place să se roage stând în picioare, în sinagogi, în colțurile ulițelor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, să nu știe nimeni, nu te vadă nimeni. Încuie ușa după tine, roagă-te tatălui tău care este înascuns. Și tatăl tău care vede înascuns îți vrea răsplăti. Când vă rugați, să nu borbolosiți aceleași vorbe. Rugăciuni învățate, îngeri, îngerașul meu, Maica Sfântă, rugăciuni învățate, să nu vorbolosiți aceste vorbe. Când intri în odăița ta, roagă-te tatălui
exact așa cum inima ta îți spune. Ca și unui tată, mulțumește-i, apreciază-l, laudă-l, spune și problemele tale, dar atunci când îi ceri, fă cererea cu mulțumire. Când vor să nu borbolosiți acești vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Matei 6, 5 cu 7. 13. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Și avem rugăciunea Tatăl nostru. Matei 6, 9 cu 15. Toți știm rugăciunea Tatăl nostru. 14. Postește fără să trâmbițezi. Când postești, să nu luați înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele și să se arate oamenilor că postesc. Adevărul spun că și-au luat răsplata. Când postești, nu trebuie să știe toată lumea, nu, eu sunt pe post. Nu. Când vrei să postești, poți să postești în orice zi. Nu trebuie să știe nimeni că postești în acea zi ca să te lauzi, să vadă oamenii cât de neprihănit ești tu. 15. Nu strânge comori aici pe pământ. Nu vă strângeți comori pe pământ, unele le mănâncă molile și rugina, unele sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina, unde hoții nu le sapă, nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Matei 6, 19, 21. Aici se referă comora ta să fie în ceruri. Prioritatea numărul 1 să fie Duhul tău, sufletul tău, să te asiguri că e mântuit. Și da, într-adevăr vei primi și bine cum trăpământești. Căutați mai întâi împărăția cerului, spune cuvântul, și celelalte vi se vor da pe deasupra. Dar prioritatea noastră numărul 1 să fie cerul, să fie sufletul, să fie mântuirea familiei noastre, familiile voastre, să fie mântuirea prietenilor, mântuirea celor din orașul tău. 16. Nu vă îngrijorați de nevoile voastre. Un lucru care e foarte rar întâlnit din cauza că majoritatea oamenilor se îngrijorează. Se îngrijorează de ce ori mânca. Se îngrijorează cu ce se vor îmbrăca. Și totuși avem o poruncă de la Iisus să nu ne îngrijorăm. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă ce veți îmbrăca. Oare nu este viața voastră mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările celor, ele nici nu seamănă, nici nu se acere, nici nu strâng nimic în grâne și totuși Tatăl vostru cerere le hrănește. Ori nu sunteți voi mai de preț decât toate, decât ele? Matei 6, 25 cu 26. 17. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însuși. Azi ajunge zilele ei, necazul ei. Și la urma urmei, dacă te îngrijorezi, poți să rezolvi ceva? Chiar din contră, îți înrăutățești situația. Este o cântare, mi-aduc aminte, Don't worry, be happy. Nu te îngrijora, fii fericit. Și zice, când te îngrijorezi, înrăutățești situația încă o dată. 18. Pune-L pe Dumnezeu să fie prioritatea numărul 1 sau n-ar vrea să spun pe primul loc. Dacă îl pui pe primul loc, e ca și cum îl pui pe Dumnezeu într-un loc cu celelalte, numai că îl pui pe primul loc. Deci El să fie totul pentru tine. Căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri se vor da pe deasupra. Matei 6,33. 19. Să nu judecați. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce măsură judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Matei 7, 1 cu 2. Ce se întâmplă aici? Pentru singurul fapt că fratele meu poate greșește diferit față de mine, să mă apuc să-l judec, să-l povestesc la alții, să spun, uite, ai văzut ce-a făcut ăla? Și în loc să duc o veste bună, duc o veste rea. În loc să răspundesc o faptă bună, că omul ăla 100% are și fapte bune. Eu răspundesc cu faptă rea. Și atunci cine are de câștigat de aici? Normal că diavolul. Și eu sunt mesager al cui? A diavolului dacă răspundesc o faptă rea sau dacă răspundesc un păcat. Ai văzut ce a făcut aia? Ai văzut că cu tare și cu tare. În fine. Nu judecați. Dacă poți face ceva, dacă vezi că fratele tău a căzut în păcat sau prietenul tău și te doare pentru el, du-te și spune personal, dar nu răspundi mai departe și spune, uite, eu cred că acolo ai greșit. Eu cred că trebuie să te îndrepți. Uite, aș vrea să te ajut. Hai să ne rugăm împreună. Așa trebuie făcut. Nu trebuie să mă duc și să dau cu parul, să spun și la alții și să-l arate cu degetul. 20. Păziți ceea ce este sfințit. Matei 7,6. Nu se referă aici la icoane, la sfinți, la apă sfințită, la moște, la și așa mai departe. Că astea nu sunt sfințite. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte. Să nu aruncați mărgătarele voastre înaintea porcilor.
ca nu cumva să le calce în picioare, să se întoarcă, să vă rupă. 21. Cere, caută și bate. Cere și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bate și vi se va deschide. Dar în momentul în care ceri, să ceri cu mulțumire. Spune Cuvântul Dumnezeu, întotdeauna faceți și cereți cu mulțumire. Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai iertat păcatele. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu te îngrijești de ziua de mâine. Doamne, îți mulțumesc că Tu te îngrijești de viitorul copiilor mei. 22. Aveți grijă de cei nenorociți. Matei 25, 34 cu 36. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită la întemeierea lumii. Căci a fost flămând, mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete, mi-ați dat să bea, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și vorba, ori de câte ori n-am făcut lucrurile astea pentru cel mai neînsemnat om, poate pentru cerșătorul pe lângă care trecem. Am văzut foarte mulți oameni, trec pe lângă oameni ai străzii și e normal, le sunt cu mâna întinsă, dar nu sunt acolo de buiaș, credeți-mă, că sunt oameni care chiar trăiesc din cerșit și le e foarte greu și ferească Dumnezeu să ajungă cineva în situația lor. Și nu mă auzi tot fel de replici, du-te bă la muncă, du-te nu știu ce, băi puturosule, băi nu știu ce, băi nu știu ce, tot batem în ei. Nu zic acum să încurajăm cerșitul. Dar dacă nu vrei să dai bani, du-te și cumpără un sandwich, cumpără o apă și dă-i. Și Dumnezeu te va binecuvânta. 23. Intrați pe poarta cea strâmtă. Fiți atenți aici. Iată, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este calea. Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Dar strâmtă este calea, poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Mare atenție aici! Nu înseamnă că unde merg majoritatea, acolo e bine. Uitați ce spune cuvântul. Matei 7, 13, 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare. M-am născut ortodox, ortodox vreau să mor. Duce la pierzare. Și mulți sunt cei ce intră pe ea, spune. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Asta trebuie să vă dea de gândit. Puțini sunt cei ce o află. Am auzit o grămadă de replici. Sectanți, 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 sectanți. Pocăiți, pentecostali, baptiști, creștini pe Evanghelie, sectanți, sectanți, sectanți. În primul rând, o sectă, cine nu știe ce înseamnă să nu vorbească. Intrați pe Google să vedeți ce înseamnă o sectă sau ce înseamnă un cult. Dar acele secte de care ziceți voi nu se iau după un om, nu se iau după niște tradiții, citesc cuvântul și exact așa cum scrie, încearcă să-l respecte. Și din cauza asta, puțini sunt care merg pe calea mântuirii. Grăbiți-vă de a intra pe această cale. 24. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin îmbrăcați în haine de oi, dar pe denunciu sunt niște lupi răpitori. Știi cum îți dai seama de un proroc mincinos? Te uiți la faptele lui, la roadele lui. Dacă vezi că n-are dragoste și el îți prorocește, el e proroc mincinos. Te uiți la roade. Roada Duhului Sfânt, dragostea, bucurie, pace, îndelungă răbdare, încioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Dacă el are aceste roade și prorocește, el este prorocul Domnului. Dar dacă n-are aceste roade și prorocește total aiurea și total contra Bibliei, și dacă vine și un proroc din ar și zice, dacă nu faci așa, eu am să te nimicesc, eu am să nu știu ce. A, e de la diavolul. Spune cuvântul Dumnezeu, cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zodește, sufletește biserica, o zidește, o ridică, zidire, sfătuire, mângăiere, asta spune cuvântul Dumnezeu. Un proroc, asta face un proroc al Domnului, zidește, ridică, mângâie. Nu, fraților, am văzut un duh necurat că a intrat la noi în biserică. Sau, fraților, am văzut că a intrat un duh necurat în omul ăla. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Un proroc al Domnului vine și te ridică, te zidește. Așa cum te zidești când vorbești în altă limbă. Eu când zidesc în altă limbă nu mă simt doborât. Știți cum mă simt? Zidit. Pentru că Duhul vorbește prin mine, Duhul se închină.
În momentul în care prorocești, trebuie să zidești și vletește biserica. 25. Folosiți puterea supranaturală care este în voi. În momentul în care ai fost botezat cu Duhul Sfânt, ai primit o putere. Nu plecați din acest loc până nu veți primi o putere, spune Cuvântul Dumnezeu. Atunci când au primit botezul cu Duhul Sfânt la Rusal. Și după ce au fost împlus cu Duhul Sfânt, ce au făcut? Au mers și au predicat Evanghelia cu îndrăzneală. Le era fix egal de ce zic oamenii. Au predicat Evanghelia cu îndrăzneală. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici și le-a dat putere să scoată duhurile necurate, să mătămească orice boală și orice fel de neputință. Unde sunt creștinii din ziua de astăzi care ar trebui să facă acest lucru? În Matei 10:8, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. În Marcu 16, începând cu versetul 16, spune, iată semne care vor însoți pe cei ce vor crede. Crezi în Iisus, iată semne care trebuie să te însoțească. Trebuie să te însoțească. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Alt semn, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor însănătoși. Asta spune Iisus, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și dacă vine cineva la tine și îți spune, nu pune mâna, că dacă pui mâna nu știu ce se întâmplă, nu e de la Domnul acel îndemn. Prorocilor, atunci când prorociți, prorociți pentru sfătuire, zidire și mângăiere. Și conform cu Cuvântul Dumnezeu, dacă prorocești altfel, nu este de la Dumnezeu. Nu desprețuiți copiii credincioși. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul dintre acești micuți, că vă spun că îngerii lor în ceruri văd purerea față Tatălui meu care este în ceruri. Matei 18:10. Nu te înălța singur. 27. Voi să nu vă numiți rabi sau părinte sau domn părinte, să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru. Totuși, spune Cuvântul Dumnezeu, Matei 23:8-12, să nu te numești rabi, învățătorule, părinte. Și la noi îi plin de mii de părinți, așa, părinți spirituali vorbind. Domn părinte, domn părinte, domn părinte. Unul singur este învățătorul vostru Iisus și voi sunteți frații. Și tata, și să nu numiți pe nimeni, și tată să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru. Adică părinte, nu mă refer la părinții de sânge. Nu se referă la asta. Acela care este în ceruri, să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța, va fi smerit și oricine se va smeri, va fi înălțat. Matei 23:8-12. 28. Soluționează disputele dintre credincioși în acest mod. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, nu te duce și îl bârfi și spune la lume, uite ce mi-a făcut. Du-te și musă-l între tine și el singur. Nu vrea să asculte de ei? Spune-l bisericii și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine un păgân și ca un vameș. 29. Nu vă opuneți altor grupuri creștine. În Matei 9:38-40, Ion a zis, învățătorule, ne-am văzut un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit, pentru că nu vedea după noi. Nu-l opriți, i-a spus Iisus. Și totuși când vedem pe cineva că scoate draci, nu știu ce face. E de la diavolul. Când vedem cineva se roagă pentru bolnav, pune la mână, e de la diavolul. O spus Iisus, nu-l opriți, căci nu este nimeni ca să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este cu noi. Luați bine aminte. Am citit Matei 9:38-40. 30. Aveți credință completă în Dumnezeu. Iisus a luat cuvântul și l-a zis. Aveți credință în Dumnezeu? Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntele acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi inima lui ce va crede, că ce va zice se face, va avea lucru cerut. Deci Domnul aici spune că să poruncim muntelui, nu să-i spunem lui Dumnezeu despre munte, și să-i spunem muntelui despre Dumnezeu nostru. De aceea vă spun că orice veți cere, când vă rugați să credeți că l-ați și primiți și veți avea. Dar dacă spui, o, Dumnezeu, dacă vrei, îndepărtează muntele ăsta la mine, o, Doamne, dacă vrei, îndepărtează boala, nu se va duce boala dacă te rogi așa. Ci tu trebuie să iei autoritate asupra bolii, să spui boală în numele Iisus, poruncesc să pleci din trupul meu. Iisus Hristos, prin rănile Lui, mi-a dorit vindecare. Prin rănile Lui sunt vindecat. 31. Fă așa cum a făcut bunul samaritan.
Luca 10:30. 37. Cel ce și-a făcut milă de el a răspuns învățătorul legii: du-te, de fă și tu la fel. 32. Iubiți-vă unii pe alții. Ioan 15:12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Să ne iubim unii pe alții. Nu doar la nivel de teorie, la nivel de practică, la un nivel doveditor în care să dovedești celălalt că îl iubești, nu doar de pe buze. Da, eu sunt iubitor, eu iubesc pe toată lumea, sunt plin de dragoste. Și când cineva te zgândărește puțin, mă înțelegi, vezi cum reacționezi atunci și îl faci în toate feluri sau îl bârfești. La nivel de practică să iubești. 33. Faceți asta spre pomenirea mea. Luca 22:19-20. Apoi a luat un pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. E vorba de împărtășirea cu sângele și trupul Domnului. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. De ce trebuie să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului? Trebuie să facem acest lucru spre pomenirea Lui, să ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos și în același timp, în momentul în care ne împărtășim cu trupul Domnului, trebuie să ne aducem aminte și să mărturisim că trupul Domnului a fost frânt pentru bolile și pentru suferințele noastre. Și când bem din rodul viței, trebuie să mărturisim că sângele Lui a fost pentru toate păcatele noastre. Și făcând așa, înseamnă că facem deosebire și știm ce înseamnă împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Dar dacă nu facem deosebire și nu știm, de aia sunt între noi mulți bolnavi și nu puțin domn, cum spune Biblia. Păi dacă tu nu știi ce înseamnă împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, ok, hai, cei mai mulți știu ce înseamnă împărtășirea cu sângele Domnului, pentru că din start știm că sângele Lui a fost curs pentru noi, pentru păcatele noastre, dar trupul Lui când a fost frânt pentru noi la calvar, când a fost biciuit, când a fost crucificat, a fost pentru bolile noastre, suferințele noastre, apăsările noastre, neputințele noastre. 34. Fiți milostivi. Luca 6:37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Vrei să fie Tatăl cu tine milostiv, dar tu nu ești milostiv. Și nu mă refer milă la nivel de vorbă. Vezi un sărac și zici, vai ce milă de el, mii de el, dar nu bași mâna buzunar să te duci să-i cumperi o pâine. Nu la astfel de milă se referă Domnul. Dacă vrei să primești milă, zice, mila va birui judecata. Seamănă milă. Dacă vrei să primești dragoste, seamănă dragoste. Vrei să primești binecuvântare, seamănă cu banul tău. Aruncă-ți pâinea pe ape și nu după multă vreme vei găsi. Seamănă milă. Ce seamănă omul, aia va se cera. Semeni ură, vei culege ură. Semeni ceartă, vei culege să ceartă. 35. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile botezându-i. O poruncă pentru toți. Matei 28:19-20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească că tot ce v-am poruncit. Și iată că voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ucenic ce înseamnă? A-L urma pe stăpân. Cine este stăpânul? Iisus. Înseamnă învățați tot ce v-am învățat eu. Ce a învățat Iisus pe ucenici? Să păzească poruncile, să vindece bolnavii, să învie morții, să scoată draci și o zis învățați pe alții ceea ce v-am învățat eu pe voi. Și el la rândul lor să facă aceste lucruri. Dar în ziua de azi vezi de treabă. Când vezi că cineva se roagă pentru bolnav sau se roagă pentru persoană cu probleme demonice, e de la diavolul. Și un doi începe să-l judece, să-i caute istoricul. Apoi eu nu-s de acord că el nu știu când a făcut, nu știu ce. Când omul nu înțelege că de fapt pocăința se poate întâmpla instantaneu. Da, ieri, într-adevăr, poate am făcut cu tare lucru, dar m-am pocăit. Mi-a schimbat viața. Și de azi înainte nu mai păcătuiesc. M-am lepădat de lumea asta. 36. Păzește ceea ce eu vă poruncesc. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Mulți oameni spun, eu iubesc pe Iisus, eu cred în Iisus, eu iubesc pe Iisus.
trăiesc în chefuri, în beții, în fapte de rușine, în adultere joșeală, soțiile se comportă urât cu alții, dar el iubește pe Iisus și el crede că merge în rai. Nu, nu vei merge în rai. Citește Galateni 5 și vezi acolo roada Duhului Sfânt și faptele firii pământești. Și faptele firii pământești spune preacurvie, curvie, necurăție, desfrânare, închinare la idol, vrăjitorie, vrejburi, beții, păcatele care sunt enumerate acolo. Zice, Pavel, vă spun cum v-am mai spus mai dinainte, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De 37, trebuie să fiți gata. În Luca 12:40 spune, și voi, dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. În ceasul în care nu vă gândiți. După cum știți, trăim vremurile sfârșitului. Într-adevăr, trăim vremurile sfârșitului. Toate semnele cerești se împlinesc și s-au și împlinit multe dintre ele. Poporul Israel anul viitor împlinește vârsta de 70 de ani. Zice că nu va trece această generație până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri, se referă la Iisus la venirea Lui. Acum așteptăm să vedem. Eu vă spun sincer, aștept, dar în primul rând trebuie să fiți gata. Și cum poți fi gata? Predă-ți viața în mâna Domnului, mărturisește-L ca Domn și Mântuitor, pocăiește-te, întoarce-te la viața ta păcătoasă. Cine o fura să nu mai fure, cine o jura să nu mai jure, cine o miti să nu mai minte, cine o merge la chefuri să nu mai meargă, cine s-o îmbăta să nu se mai îmbete, cine o înșela să nu mai înșele, cine și-o bătu nevasta să nu mai bată, cine și-o înșela nevasta să nu mai înșele, cine o merge la vrăjitor să nu se mai ducă, cine o jura să nu mai jure, cine o înjurat să nu mai înjure, cine societa să nu se mai certe, pocăință, în primul rând trebuie să crezi, da? Te pocăiești, apoi te botezi. Zice, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Prima trebuie să crezi, apoi te botezi. Nu poți să te botezi înainte de a crede. Pentru că botezul, de fapt, e o confirmare a crezului tău. Și ce reprezintă botezul, în primul rând, în momentul în care ai intrat în apă, ai fost confundat, înseamnă că ai murit față de lume, când ai ieșit din apă, ai înviat față de Hristos. Te asemeni prin acest lucru, printr-o moarte asemănătoare cu a lui Iisus. Ce să spun? Dați-vă toate silința să împliniți aceste porunci, pentru că răsplătirile vor fi extraordinar de mari. Va fi extraordinar de mare. Știu că poate nimeni s-a spus până acum că trebuie să mergi în toată lumea să propovedești Evanghelia orice făptură. Asta se referă nu numai să mergi în alte țări. Du-te la vecinul tău și spune de Iisus. Spune la colegul tău de muncă de Iisus. Când te întâlnești, nu vorbiți de femei, nu vorbiți de chefuri, de beții, de ce băute ai tras aseară, cu ce fată ai fost și alte chestii care trec și putrezesc aici pe pământul ăsta. Când vă întâlniți, vorbiți și de Duhul vostru, de sufletul vostru care rămâne veșnic. Trupul ăsta moare, dar Duhul și sufletul tău vor fi veșnice. Și cum îți rezolvi problema sufletului aici, așa o vei avea miliarde și miliarde și miliarde de ani în infinit. Stai și gândește-te puțin la aceste lucruri. Dacă ai rămas până la sfârșit, sper că acest video să fi fost o binecuvântare pentru voi. Dacă sunt unele subiecte care ați vrea să le dezbatem, scrieți acolo în comment și nu uitați să dai like, share, subscribe, apăsați și pe acel clopoțel ca să primiți toate notificările. Făcând aceasta, când vei da un share, eu nu câștig bani cu acest canal, chiar din contră cheltuiesc o grămadă de bani, dar dând un share, Cuvântul Dumnezeu ajunge și la altcineva. Și făcând acesta, ai fost lucrător împreună cu Hristos. E foarte simplu să dai un share. E foarte simplu să te abonezi, foarte simplu să apeși pe clopoțel. Dar prin acest lucru putem să ajungem la cât mai mulți oameni. Asta este scopul lui Hristos și scopul meu, pentru că vreau să fiu lucrător împreună cu Hristos și în aceasta poți să fii și tu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și binecuvântarea lui Dumnezeu
să fie cu voi până la sfârșitul vieții.